cum fac un parfum. Asta nu se mai știe, este de la animale, poate fi și de la animale duși de sat acolo. Aici probabil că s-a evaporat apa și a rămas gros. Mai e unul, da. A tăiat acele bare și le-a dus la fierbeți. Dar e un alt aspect. Dacă se va face o plângere, proprietar atunci era Roma Glibuz, nu va depune plângere, așa că domn primar, vorbim degea. Dar nu discutăm ce a fost anul trecut, dar a mai adus cineva ceva? Hoitul nu. Pe asta că... Greșit s-a discutat. Da, eu aici am frapat, pentru că chiar îmi pare foarte rău cine a făcut comentariu. Că s-a lămurit aspectul. Am văzut într-un raport al Gărzii de Mediu că aș fi spus eu că în continuare au fost animaliere. Aduse deșeuri de origine animal. Acestui bazin și roată pe dincolo se face alimentarea celuilalt bazin, dar o să mergem să vă arăt ce. Ce anume? Scăpare și e săpat, o groapă. O gaură, o groapă. Pe acolo se face alimentarea, unde sunt ciorile alea. Bun, și ăsta e tot terenul primăriei, nu? Da. Mai nou am să putem emite pretenții, că până acum era al nimănui. Pe aici a fost. Și după cum vedeți și acum susțin că nu este terenul lor, noi n-avem nicio treabă. Nu, sunt niște documente care au fost depuse în trecut și care trebuie reglementate. Mergem că e foarte ușor de ajuns. Și la toate bazinele astea, tot cu cisternă de roată. Eu am crezut că e o groapă mai mică. Da. Stai să vă ajut. Aproape de localitate și... Și pe direcția vântului, bate crivățul de aici să ducem. E bun pentru...